Semieșecul cu progresul Valea Dragului se pare că a fost depășit de CSM Dunărea. Liderul seriei Sud a bifat sâmbătă în cea de-a 21-a etapă a Ligii Județene de Fotbal o nouă victorie clară, 6-1 la Colibaș. Nici următoarea clasată, Arsenal Malul, nu dă semne de oboseală. Tunarii au reușit scorul etapei la Vărăști, 15-1. Unirea Izvoarele nu renunță la luptă, chiar dacă șansele de a prinde locul secund sunt destul de mici. Galben-negri au trecut la pas de Prundu și așteaptă cu încredere ultimele 5 partide. Seria Nord continuă să fie condusă de FC Singureni. Nou promovat a făcut scor și cu Tântava. În timp ce Avântul Florești a obținut ușor 3 puncte în fața celor de la FC Bolintin. Primele două clasate se apropie cu pași mari de baraj, după ce Voința Toporu și Argeșul Mihăilești, principalele urmăritoare, au remizat scor 2-2. Următoarea etapă este programată sâmbătă 30 aprilie cu începere de la ora 17. Alături de partidele din Liga 4 și cele din campionatul de juniori A1, tot sâmbătă se vor juca și meciurile din Liga 5 și campionatul de juniori C. Acestea trebuiau să aibă loc duminică, însă au fost decalate cu o zi datorită Paștelui.